S-a citit, dragii mei, din 1 Timotei, capitolul 5 și aș da un titlu aici, O adunare bună. E vorba de voi? Nu, verificăm. Eu n-am cum să verific, de fapt, voi. Într-o adunare bună, că scrie undeva în Biblie, nici asta nu vă spun unde, o zis Dumnezeu că a întâlnit o adunare rea. Dar eu vă doresc voi să fiți o adunare bună. Adică să te simți bine în adunare, să fie plăcut, să-i placă și lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru. Și sunt multe de spus, dar nu o să vorbiți despre ce daruri care trebuie să le râvniți, să le aveți în adunare. Vorbim doar despre aspecte de atmosferă din adunare, de relații din adunare. Nu se poate vorbi de toate odată. Să privim puțin la relațiile evlavioase care sunt binevenite într-o adunare. Că așa scrie aici în versetul 4, că trebuie să ne deprindem să fim evlavioși. Cuvântul ăsta evlavie, cel mai des pomenit în Biblie în 1 Timotei și 2 Timotei. Evlavie înseamnă a te raporta corect atât la Dumnezeu cât și la oameni, la semeni. Să observăm relațiile între diferitele categorii de vârstă, o mare problemă în vremea noastră. Tinerii cu bătrânii, 5 cu 1. Le spune la tineri, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Și pe femeile bătrâne vorbește cu ele ca și cu niște mame. Acum, pe cine să întreb? Pe tineri dacă vorbesc cu respect cu bătrânii sau să-i întreb pe bătrân dacă tinerii vorbesc cu respect cu ei? Dar vă știți voi. Nu știu cum e aici în Austria. Eu știu numai românește. Mai de mult era cu respect, dumneata, dumneavoastră, să saluți cu respect. Apoi s-a trecut așa la pertu, cum se spune pe românește, știi? Băi, tu ce faci? Ei, n-ar fi marea problemă numai cuvântul în sine, ci atitudinea interioară care o ai. Să respecti pe cineva, spune Scriptura, să te ridici în fața perilor albi, să apreciezi viața cuiva, sunt ani adunați, sunt experiențe, este trudă într-o viață. Să nu te raportezi la unul de vârsta tatălui tău sau a bunicilor tăi așa cum te raportezi la colegul tău. Și nu numai atâta. Scrie aici, în versetul 16, că la nevoie, dacă sunt oameni în vârstă care au rămas singuri în adunare, trebuie să fie ajutați. Din ăștia poate mai aveți și în țară rudenii, nu? Când îi sunați, le vorbiți cu respect, mergeți la bunici, să nu mergi cu mâna goală, nu? Să ai în vedere dacă au anumite nevoi. Că vorba aceea, omul e slab de două ori în viață și când vine și când pleacă. Dacă nu vă ajutau părinții când ați fost mici, ce se alegea de voi? Creștea singur, nu? Nu vă puteați conecta la computer să creșteți, nu? Trebuie vulturii să vă hrănească. Dar cine știe cum e viața când pleci? Tatăl meu a fost un om foarte sănătos. Până la 88 de ani, acum 7 săptămâni, a făcut un accident vascular cerebral, de atunci este la pat, nu poate vorbi, nu se poate mișca. Nu știm fiecare dintre noi prin ce trecem. Vorba poetului, bătrânețea e urâtă, e ciuntită, e greoaie, omul de-a mea se mișcă ca și melcul după ploaie. Și atâtea alte chinuri și atâtea alte rele, vorba noastră românească, ne slăbesc biete cu rele, ba o mână, ba piciorul. Ba durerile din spate, alții și mai greu sărmani, simt durerile în toate. Cineva trebuie să aibă grijă, da? Amin? Dacă a spus amin, eu trec liniștit mai departe. Tot aici ne spune apostolul despre relații evlavioase între cei de aceeași vârstă. Zice în versetul 1, pe tineri se sfătuiești ca pe niște frați. Pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Adică în adunare, vă rog să observați, zice, ca pe niște tați, ca pe niște mame, ca pe niște surori,
ar trebui să fim ca în familie, băi, nu ne spunem fraz pe degeaba și când colo nu suntem fraz, nu? Îi spui soră și când colo nu te poți ca și cu o soră, spune fratele Vrumbra într-o predică, sunt în America și cum salut americanii, how do you do, ce mai faci? El o ținut pe unul de mână, mă, stai să spun ce mai fac. Și nu, că e numai salut. Păi nu așa. Dacă e soră, stai să văd ce face sora mea. Este fratele meu. Și băieților care sunteți pe aici să te porți cu surorile din adunare, ca și cu surorile tale, cu toată curăția, nu? Păi n-ai vrea ca de sora ta să-ți bată cineva joc, așa? Ai să vină unul să o pețească, o sărută pe toate părțile, o îmbrățișează, o pipă și apoi o lasă și vine să o ia altul, te super ca Absalon pe Amnon, că o necinsti pe sora sa, nu? Păi și tu poartă-te cu altele, că așa alea sunt surorile cuiva, sunt fetele cuiva, cu toată curăția, cu tot respectul. Amin. Sunteți împreună, așa, în grupuri, cântați. Mi-am amintesc că odată o tânără vine zdrobită și spune, frate, mi-am pătat fecioria. Păi cu cine? Ce s-a întâmplat? Păi zice, și el este aici, vine să vorbească cu mine. Era un grup care cânta împreună și și-au permis anumite lucruri, neseriozitate, imoralitate. Și așa l-am bănuit eu și zic, băi, de-i prima fată care îți permis tu așa ceva? Păi nu-i prima fată, băi, cine te-a pus pe tine să... El îngrija de grupul acela așa. Nu era un mielușel între mielușele, era un lup între mielușele, ce trist! Se așteaptă oamenii, vin unii de afară, vreau o fată pocăită, dar... Atunci ceilalți să aibă grijă ca fetele să rămâne toate curate și să fie relații frumoase. Uneori băieții fac vorba aceea aluzii și fetele își fac iluzii. Păi să ne portăm frumos, ca atunci când vine vremea să căsătorească fiecare, să aibă o pagină curată și o viață sfântă. Doamne, ajută! Alte relații care trebuie să fie și ele evlavioase în adunare, relații între familii. Spune Scriptura aici, de la versetul 13, de unele care au rămas văduve la întinereții, ce trist, dar iată că diavolul le poate folosi la treburi vinovate. Se deplin să umble fără nicio treabă din casă în casă. Sunt limbute, iscoditoare. Dragii mei, suntem noi toți frați, într-un fel. Dar în cadrul adunării, familiile trebuie să rămână așa niște celule distincte, nu ne amestecăm. Am văzut de-a lungul slujirii mele, unele familii se apropie foarte tare, unele de altele, prietenii, trebuie să știe una ce a mâncat cealaltă. Dacă cineva se duce neapărat, nu-i picnic întreg dacă nu vine și cealaltă. Și am observat că prieteniile prea apropiate între familii sfârșesc ori în curvii, ori în dușmănii. Țineți minte ce v-am spus. Pentru că este corect fiecare familie să aibă intimitatea ei. Se scrie aici că unele sunt limbute și scoditoare și vor neapărat să știe când a rămas cealaltă gravidă și ce face și toate. Nu, nu, nu. Noi suntem frați în anumite aspecte, dar... aspecte ce țin de viața de familie, câți bani o câștiga la nuntă și ce datorii are și ce face. Nu, nu, stai întâi să te angajăm contabil și apoi să-ți dăm evidență. Că altfel aceste curiozități nu fac bine. Vine odată o soră la noi și întreabă, unde e soția? Zic, e plecată. Dar unde e dus? Eu aș putea să spun, dar nu spun că vreau să te învăț. Asta e treaba mea, că unde e dusă, eventual poți să întreb când se întoarce. Și când poți să o găsești, că scrie în Biblie că de întrebări nebune să te ferești, că sunt scandaloase, astea pot fi în diferite domenii. Să nu fim curioși unde nu trebuie și să știm să respectăm fiecare familie. Citeam în revista Sămânța Adevărului, nu, în revista Lidia, că două familii și-au permis să fie relații foarte apropiate, dar știți cum se întâmplă, noi suntem diferiți. Unul e mai sanguinic, așa mai deschis, altul este mai în felul lui. Așa. Și într-o astfel, între două familii s-a născut o relație foarte apropiată și un bărbat dintr-o familie vizita, s-a întâmplat o vizita familia cealaltă și când nu era soțul acasă. Și-au povestit că sora aceea era una care avea nevoie așa de să o învălui în povești.
Și plecând de acolo, așa, fiind foarte apropiați, după multe, multe, știu eu, s-a apropiat de ea și a sărutat-o. Ea s-a trezit. Eu s-a cerut scuze și a plecat. Și abia atunci l-a ridicat dintr-un vis. Băi, dar stai că m-am apropiat prea mult de bărbatul ăsta, băi. Păi să nasc între noi sentimente. Când a venit acasă, i-a spus soțului ce s-a întâmplat și a zis, hai să vedem unde am greșit. Și el și-a dat seama, băi, eu n-am fost atent cu tine, tu aveai nevoie de mai multă atenție. Celălalt a fost, a depășit linia galbenă și iată că și pe cea roșie și s-au dus fiecare la locul lor, așa unde este corect să se așeze. Doamne, ajută! Aici aș mai adăuga ceva. Atenție ce vorbiți unii de alții. Se spune că cele mai mari conflicte sunt între oameni pentru că nu-și exprimă corect propriile gânduri și le interpretează greșit pe ale altora. Feriți-vă să vorbiți lucruri de alții, zice în Eclesiastul, să nu vorbești de rău pe altul nici în odaia de culcare, că pasărea cerului îți duce vorba. Feriți-vă să vorbiți. Aș generaliza puțin ideea asta, mare atenție la limbaj. Domnul a spus că dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor. Se spune încă de antichitatea asta, ci că vine de la Socrate, filozoful. Înainte de a spune o vorbă, vorba e ca o sămânță, naște alte vorbe. Să cerni cu trei site și vezi ce trece. Prima sită, ce vrei să spui la altul e adevărat? Ai aflat tu? Să vă spun ce mi s-a întâmplat mie, n-am cernut bine cu sita asta. Cineva mi-a spus că un om, un ardeal s-a sinucis și că ar avea ceva nevoie economice și bărbații, la rata de sinucidere la bărbații mai mare ca la femei. Femeile plâng, se ceartă, vorbesc, bărbații tac și dintr-o dată sucombează. Și eu am spus asta așa să ne rugăm pentru familie. Și mă sună fratele și spune, frate, dintre noi toți frații, suntem mai mulți frate, nostru a fost cel mai bogat. Nu de sărac a făcut asta, a fost altă problemă. Trebuie să mă plec și să-mi cer iertare. Că am vorbit nu neapărat cu gând rău, dar neinformat. A doua sită. Ce vrei să spui, trebuie neapărat să-mi spui mie? Pe mine mă privești? Și a treia. Trebuie neapărat să-mi spui acum, nu ne putem culca la noapte dacă nu-mi spui? Și atunci se vede cum s-ar înțerca unele izvoare. Și mai degrabă când ne-am întâlnit, sau când am vorbit unii de alții, am vorbit ce trebuie și s-ar păstra relații bune în adunare. Amin. O altă linie a relațiilor evlavioase. Versul 17. Prezbitere sau conducerea, care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu provăduirea și cu învățătura care dau altora. În 19, împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura doi sau trei martori. Adică față de cei din conducere să avem un respect aparte, spune și la 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, versetul 12, să priviți bine pe cei ce vă cârmuiesc, care vă sfătuiesc. Și când cinstești pe cineva, ești gata să-l asculți. Respectul naște ascultare. Spune și în Evrei 13 cu versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei privighează asupra sufletelor voastre ca unii care o să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Cum priviți? M-am gândit, frate Traian, la dumneata, ești de mult aici în slujbă. Îl respecta sau următorul frate și care sunt pe aici în conducere, eu nu vă știu. Îi priviți bine? Zice, din pricina lucrării lor, păi și-ar putea să fi văzut la noi ceva greșeli în timp. Zice, despre Elie, că era un om supus a celor slăbiciuni. Păi Sfântul Petru a greșit. Apoi a predicat în ziua cincizecimii și a fost acolo lucrarea Domnului. Dar uneori dacă află cineva despre o greșeală, ar trebui să fim toți ca Daniel, să nu afle nimeni nicio greșeală la noi. Doamne, dă! Dar
Dacă nu este așa, dacă cineva din conducere îi vorbi de rău, cum se spune că sunt un păstor într-o familie și un copil tot învârtea pe lângă el și mama se spune, mă, stai cu minte. Da, te-am auzit zicând că fratele cu două fete și am vrut să văd cum sunt două fete. Pentru că asta distruge relațiile în familie, copii, grijori, dacă nu sunt respectați, dacă e vorbire de rău, se distruge atmosfera din adunare. Doamne, lasă har! Și cei din adunare să privească cu dracu, spune Petru 15, pe cei ce v-au căzut la împărțeală. Asta este. Poate unii aș fi vrut să fiți membri în altă adunare. N-am ce să vă fac. Vreți să vă duceți în altă adunare? Am venit la noi la comitet o soră bătrână și a spus, frate, să-mi dați biletul membraș, așa spunea la deveriță, că mă duc de aici. Dar de ce, soră? Păi am aflat că sunt vorbită de rău. Și eu îi zic, soră, și noi am aflat că suntem vorbiți de rău și noi ne-a hotărât să nu plecăm. Apoi ce rămân atunci? Că trebuie să trecem peste toate astea, să uităm, Dumnezeu ne-a iertat, zicem Psalmul 30, dacă ar ține Dumnezeu aducerea aminte, să apară așa la monitor ce am făcut noi, pe cine am face în rai, nu? Dar astea toate trebuie să se uite. Eu ce este pentru înțelept să ierte greșelile, dragii mei? Doamne, dă-ne harul acesta. Să fie relație evlavioasă între tineri, bătrâni, între tineri frumos, între familii, înțelegeri bune, numai unii cu unii, nu? Toți împreună, într-o relație bună, să vezi pe celălalt mai presus decât pe tine, însuși ca au alții valori. Și apoi față de cei din conducere să-i prețuim. Dacă o să fie să-i votați, să-i votați cu 1%. Votează unul de două ori, spune, măi, mie mi-e tare drag, mai dau un vot. Și adunare, ce conducere să vă prețuiască, aceștia sunt. Să nu fie, cum a zis cineva, păi să ajungi cu sfinții în cer este glorie, dar până una altă pe pământ este altă istorie. Dar noi o facem. Să facem ca relațiile să fie frumoase. Doamne ajută! Amin! Și acum întorc foaia, dar tot la textul ăsta. Eu cred că pentru a fi așa, trebuie să avem anumite principii, anumite calități. Și vă spun câteva câte am zărit aici în text. În primul rând, pentru a avea o familie bună, trebuie să fim buni familiști. Cum să respecti pe bătrân ca pe tata dacă tu n-ai respectat pe tata, spune? Mai cum? Nu știi. Cum să respecti pe nu știu ce soră din adunare dacă tu n-ai știut să respecti pe mama? Zice în 5:8, dacă nu poartă cineva grijă de-a lui, aici nevastă, bărbat, copii și toți ceilalți, mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci în mod normal, pe acest verset și nu numai, deci n-ar trebui să mai recunoaștem ca membri în adunare pe cei ce nu sunt buni familiști. Nu se poate. Pe drept se spune că familiile bune dau adunare bună. Acolo unde este înțelegere între soți, unde este respect, grijă, zice aici în versetul 4, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se prinde să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, întâi se dovedește evlavia în adunare, în casă și apoi în adunare. Să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Spune în Efeseni la 6:1, pentru copii, să asculte de părinți în Domnul, căci asta este drept, s-o spune la Efeseni, la capitolul 3, versetul 20, ascultați de părinți că lucrul acesta place Domnului. Aveți o atmosferă bună în familia dumneavoastră. Vă place? Să fiți acolo. Am reținut cu drag vorba unui tânăr, am auzit asta, a fost plecat o vreme de acasă și vorbind cu părinții la telefon a zis, știți ce apreciez eu acasă? Atmosfera din familie. Oricât ar fi de bogat tata, câți bani ar aduce, cât de bun ar fi gospodină mama, ce deștepți ar fi copiii, dacă nu este bucurie, respect reciproc, grijă acasă, la ce folos? În familie trebuie să fie refugiu cel mai puternic, unde te ascunzi de toate vigiliile din lume,
să găsești o soție care întâmpină pe soț cu drag, un soț care vorbește frumos, copii care știu să aprecieze munca părinților. Îmi vine în minte o familie care așa i-a învățat tata la masă. Cine termină primul, se grăbea să termine mâncarea, să mulțumească la mama că a făcut mâncare. Și eu totdeauna spun, și când sunteți musafiri și acasă, măi, pentru felul 1 se mulțumește separat, pentru felul 2 separat, că friptura nu s-a făcut deodată cu supa. Și pentru prăjitură separat, că n-ai făcut deodată cu friptura. Pentru toate s-au muncit separat. Să apreciezi, viața e făcută din lucruri mărunte. Dacă știi să vorbești, să aduci respect, să ai grijă, să-l ajuți pe celălalt. Doamne, nu, du-te tu! Măi, ce frumos sună, lasă-mă să fac eu. Să îngrijești de bunica, de bunicul, cum spunea bunicul meu când era bătrân și slăbise și el, zice, păi n-am știut când am fost copil, când o vedeam pe bunica cât de încet se mișcă, mi se părea că e hoață și nu vrea să mai lucreze. Și dacă când am ajuns eu bătrân și îmi așezam picioarele pe rând, măi, dar nu e așa. Să avem grijă de ai noștri. Zice în versetul 16, dacă vreun grijos fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute. Nu punem asta în sarcina altora. Este în primul rând grija familiei. Versetul 10, o femeie mai la bătrânețe, ca să o trecem în registru la pensionare, mai întâi, să fii crescut copiii. Să fost o femeie familistă. Apoi, ce faci în afara familiei? Să vă dea Domnul har, cum spuneam și aseară, dacă aveți darul să fiți familiști, să fiți familiști buni. Mă amintesc că am fost la mormântarea unui frate, erau 16 copii în familie și păstorul a zis către copii, ați avut un tată bun. Și mi-amintesc că soția de el a găsit criu asta așa printre lacrimi, nu bun, foarte bun. Dar vine în minte o întâmplare de la altă înmormântare când, poate nu la noi, poate la preot, nu știu, am citit undeva, era o capelă cu mai multe boxe, sicriile acoperite și preotul spunea, a fost bărbat bun, a ținut la familie. Și un copilos către mama, mamă, cred că i-am greșit, i-am pus lângă alt sicriu. Că nu poate fi vorba de tata. Ce o să se povestească despre noi? Oricum se scrie undeva, așa-i? În al doilea rând, pentru a avea o familie bună, aș spune că este foarte important nu doar să avem în vedere pe cei din casă, adunarea, să avem o atitudine binevoitoare față de alții. Cum zice Pavel către Corinteni, mă lărgiți-vă și lăsați-mă să intru și eu în inima voastră, așa nu fiți mai unii cu Apollo, alții cu Pavel. Zice la 1 Tesaloniceni 4, acolo un verset frumos, 4 cu 10, zice, iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm fraților să sporiți tot mai mult. Păi nu că ăsta e moldovean și ăsta la altul e oltean și... Nu, toți la oaltă, într-o strânsă părtășie. Am auzit asta când eram tânăr, fratele Traian Socală, cea că în adunare la Domnul Iisus îi place pireul de cartofi. Ce vrea să spună? Și cartofii, spune, noi suntem categoria celor roșii. Păi alții, dar noi suntem albi. Apoi și galbenii, să laudă și ei, sau ce culoare mai fi. Și bucătarul are nicio treabă, merge, pune în coș și roșu și galben. Și se apucă prima dată și curăță de coajă. Băi, gata, nu mai știi care a fost roșu, care a fost galben. Dar ei tot comentează acum, ci că unul e mai mare. Și uite, ăsta nu mă crede mic, 4 nu fac cât mine. Și atunci bucătarul vindecă și de-a doua boală și taie bucăți. Dar ăștia totuși mă amintesc că eu am fost din familia cu tare și ăsta au fost înainte. Atunci îi pune la fiert. Mă, dar zici că tot mai stau pe acolo așa bucățele și mai amintesc că ăsta e de-a meu și ăsta la altul. Nu e de-a meu, e din altă bucată. Atunci pune acolo un malaxor ceva și îi face, așa îi omogenizează, nu mai știe care de unde a fost și ce a fost. Știe doar că sunt împreună. Doamne, ajută-ne, că zice Psalmul 33, ce dulce și ce plăcut e să locuiască frații împreună. Să-i proți îmbrășișa pe toți. Cine știe lângă cine nimerești în rai, nu? Dacă nu-ți place cu oricare, ce te faci? Doamne,
lasă relații frățești bune, binevoitoare. Și cum spune unul Petru, unul Ioan capitolul 3, numai așa cu vorba, cum aminteam înainte, zice apostolul aici, de la versetul 17, dacă are cineva bogățiile lumii și vede pe fratele său în nevoie și închide inima față el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașii, o să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Doamne, ajută-ne! Scrie aici la femeia, până a trăit, până a fost în viață, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, că sărași vor fi totdeauna, și ce îmi place în final, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Adică, zice la Filipeni 4, că filipenii erau sărași, n-aveau cu ce. Și până la urmă, i-au trimis un ajutor la Pavel la Roma. Și ce scrie acolo? Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Auzi, să vrei să faci, dar să n-ai cu ce. Și pe când o să ai, tu deja ai ideea ce trebuie să faci, pe cine să ajuți. Păi spune Domnul, scrie în Luca, în 12, vindeți ce aveți și dați milostenii. Păi când pentru tine n-ai cum, te descurci cumva, e împrumut, nu? Dar pentru altul? Vine minte cazul, am întâlnit undeva, era o societate sau cum se numesc așa, o ajutorare cum era după Revoluție și eram acolo, m-am nimerit în birou, erau doi frați. Și vine cineva, spune, băi, n-aveți ceva pentru familia cu tare? Și unul așa sec, rece, spune, momentan n-avem fonduri, punct. Celălalt, băi, parcă văd cum își freca mâine, auzi, trebuie să facem ceva. Băi, vedem cum ne scurcăm, nu să nu pleci, să nu pleci, că rezolvăm cumva. Adică oameni care găsesc ce să facă și cui să facă. Să ia de la ei, dacă este cazul. Despre acest frate... Și un alt episod mi-a povestit o soră, împărțeau, venise ceva tir cu ajutoare, cum era atunci, și vine un frate și vede acolo ceva huse de mașină, spune, băi, dacă găsiți ceva huse, aș vrea și eu la mașină. Și fratele se spune, uite, astea pentru tine le-am pus. De repede cheia să se duc în mașină. Și sora care era acolo a zis, măi, dar eu știu că erau pentru mașina celui din tâi și le puseseră deoparte. Și putea fi putut să spună, auzi, astea mi le-au dat surorile, mi le-au dat mie, dacă găsim alta, îți dăm ție. Le-au dus repede, nu cumva să se răzgândească, să le dea la altul. Îl știu câtă bunăvoință a avut. Dar să știi, aruncă spâinea pe ape, că vine vremea când se întorc lucrurile înapoi. Zice un vers de cântare, frumos întâi poezie, du-te azi cu drag la toți, ori pot, ori nu pot să te cheme, și atunci când tu nu ai să poți, vor veni ei, o nu te teme. Dă din pâinea ta oricui și banii tăi cu bucurie și atunci când tu nu o să ai, o mie o să-ți dea și ție. Și fratele pe care vă povestesc, așa o vreme în care a ajuns în ceva nevoie, familie mai mare, eram la Milano, în Italia, și mă întreabă după amvonul frate, ce face fratele cu tare? Măi zic, să ne rugăm mare anumite nevoi, da? Și se ridică fratele după mine și spune, uite, mi-a spus fratele de un frate care are anumite nevoi, Dumnezeu să-i dea îndurare. Băi, la ușă m-au așteptat oamenii și mi-au dat niște bani, fără să facă colect. I-am dus repede în țară cu bucurie. L-a scos Dumnezeu din acele nevoi, că Dumnezeu își aduce aminte, știe, să fim binevoitori cu cei din jur, de la vorbă la faptă. Doamne, ajută-ne! Și dacă Sfântul ne spune aici, cu adevărat văduve, atunci neapărat să-i avem în vedere pe acești necăjiți și oameni cu probleme de adunare. Sunt în grija noastră a tuturora. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea harul acesta. În al treilea rând și închei îndată, pentru a fi o adunare bună, din textul acesta și nu numai, cred că trebuie să avem o purtare sfântă. Așa scrie aici că au spălat picioarele sfinților. Odată un predicator tânăr și-a făcut o schiță din 1 Corinteni 16, acolo scrie de ajutorare. Și îmi spune mie, zice, uite frate, ce puncte n-am prins? Băi, zic, ai prins totul perfect, cum trebuie făcută, cine să se îngrijească, dar un singur lucru îți recomand. Scrie că ajutoarele sunt pentru sfinți. Așa ar fi bine să fie cei din adunare. Când a plecat soția mea la Domnul, a zis, băi, toată viața i-am zis scumpă, dar atunci i-am zis și sfântă. Și unii s-au deranjat, cum adică o zis sfântă? Băi, dar chiar că ăștia care au murit în Domnul și desăvârșiți sunt sfinți, sfinți. Dar n-ar trebui să fie toată adunarea sfinți?
zice, către sfinții, o trimis o epistolă la sfinți. Dar noi uneori parcă ne-am mulțumit să nu ne numească sfinți, numai așa să mai facem ce vrem noi, așa să mai ne îngăduie Dumnezeu cu câte una. S-a dus un tânăr la un slujitor și spune, frate, vreau să o mărturisesc, eu am slăbiciunea asta și e ceva ce îmi place. Oare mă mântuie Dumnezeu? Și slujitorul spune, băi, dar tu în rest ești pocăit, da, frate, și slujesc, eu cânt, eu mă implic, eu dau bani. Domnul să-ți ajute. Da, mai ai ceva de mărturisit. Păi, frate, știi, mai am eu un hobby a meu, așa, încă o slăbiciune și... Oare mă mântuie Dumnezeu? Băi, da, ai zis că faci treabă, chiar serios, da, frate, eu sunt implicat, eu fac treabă. Și când gata, o pleca liniștit că i s-a îngăduit cu astea două, s-a făcut o dispensă, zice slujitorul către el cu experiență, auzi, mă, să știi că la poarta raiului nu sunt eu. Și asta i-a venit mintea cap, spune, atunci ce-a rezolvat că m-am împăcat cu dumneata? Păi tu ce ai crezut, mă, că și cu mine rezolv? Tu ne-ai zis, eu am botezător, au zis, eu nu mă vă botez. Dar după mine vine unul care are lopata în mână, acela cură aria cu desăvârșire și greu, în grânar, căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să sădească, să-i primească, numai pomii plini cu roade. Iar la urmă, pleaba, spinii și mlădițele uscate, într-o margine a grădinii, fii vor arunca pe linii resturile lepădate. Mare este a lui grădine și copacii sfeluși și cu totul se înclină de la vârf spre rădăcină, dar nu asta e rodirea. Sămărdăcina este bună, secretul e altoirea, că se schimbe firea. Nu în grădini ornamentale ne-a chemat Domnul să fim numai frunze și petale, să rodim și portocale, ce cântăm, să și trăim. Amen. E mai bine să fim mărul lângă drum, să fim bătut, decât să aprind sculptorul braț frumos, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. E mai bine lămâioară prin grădină, prin livadă, decât cineva să cadă dintr-un plop înalt, să cadă. Și de ce să fii bastonul, lemnul care amenință, vinoase, fii creionul? Schimbă-ți viața, schimbă-ți tonul, de la moarte, la credință, vino la sale tale, uscăciunile lumești, căci toiagul de migdale, sărbătoarea de rusale, te va face să înflorești. Și de la această oră, cea mai binecuvântată, să fii frate, să fii soră, o aleasă mandragoră în grădina e minunată. Doamne, ajută-ne să fim sfinți, curați și fără vină înaintea Domnului, ca să ajungem și în adunarea de sus. Altfel, am trăit între frați, dar nu o să rămânem între frați. Și în ultimul rând, torcându-mă la textul acesta, cred că într-o adunare bună sunt principii foarte clare. Niciodată n-am fost de acord cu așa zisă zonă gri. Nu există decât oameni vii sau morți, decât bine sau rău. Nu există de jumătate bine sau rău, nu există asta. Zice în versetul 7, poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Asta ține în primul rând de cei din conducere, de capii de familii, dar în urmă de toți. Au zis ce spune în final? Versetul 21, e solemn, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, auzi cum ar trebui să trăim, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire, câtă curăție, cât adevăr, câtă sfințenie, să nu spun mâinile peste nimeni cu grabă, să nu te faci părtași păcatele altora pe tine însuți. Păzește-te curat, că spune ultimele două versete, că sunt păcate care rămân ascunse. Dar ies la judecată. Haide să înțelegem că Dumnezeu nostru pe care slujim este sfânt, sfânt, sfânt. Și ne vrea biserica cum trebuie să fie? Fără pată, fără zbârcitură, sfântă, fără prihană, fără alte lucruri. Vreți să fim o adunare bună? Amin. Atunci hai să avem principii ferme. Nu ne jucăm cu păcatul. Dumnezeu n-a cruțat pe îngeri, dragii mei. Dumnezeu este așa cum este și nu-L putem schimba. Diavolul vrea să ne amăgească. Dar noi vrem să trăim într-o adunare bună, care înseamnă, v-am spus, relații evlavioase, familii bune, bunăvoință față de cei din jur, o viață sfântă,
bazată pe principii ale adevărului. Și în felul acesta să vă dea Dumnezeu har să vă bucurați aici. Amen. Să fie o plăcere să vii la adunare. Amen. Zicem Psalmul 121, din pricina fraților și a prietenilor mei, fac urări pentru fericirea ta. Ce har o astfel de adunare. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Aduceți-vă fiecare contribuția și fie ca Domnul care e capul bisericii să-și lase harul peste adunare. Duhul Sfânt care contribuie din plin la buna lucrare să-și facă și el lucrarea. Îngerii să ne vegheze împrejur, să asiste cu drag la ce se întâmplă în biserică, scrie în Efeseni 3, că îngerii vor să vadă asta. Eram la Botoșani, și un proroc bătrân s-a uitat așa în jur, am văzut că la față a avut o vedenie. Era o adunare așa, numărul 1 la Betel, așa, cu balcon, așa. Și spune, băi, de adunarea voastră am văzut-o încă pe atâta. Pă cum încă pe atâta? Ce se va mări sau ce zis? Nu, era împrejur, îngeri, cât sunteți voi? Și da, ce frumoasă arăta adunarea cu îngeri cu tot. Într-o zi, când ne mutăm la etaj, o să vedem și noi pe ei, până atunci ne văd numai ei pe noi. Și o să slujim pe Domnul și ne vom bucura pentru vecii vecilor. Că n-avem aici o cetate stătătoare, suntem în căutarea cele viitoare. Doamne ajută-ne să ajungem cu bine. Amin.